Florin, să presupunem că fetele noastre au ajuns, Doamne ajută, este singura noastră șansă să mai scăpăm de ele, credeți-mă pe cuvânt, că pe astea le iei ca pe, le iei ca pe herpes, pe viață. Au ajuns în sfârșit gravide. Ce ai pregătit pentru ele astăzi? Am pregătit un set de exerciții. În schimb, înainte să încep, vreau să fac trei mențiuni simple pe care femeile gravide, viitoarele mămici, trebuie să le respecte. Unul la mână. Nu lucrăm exerciții de abdomen intense în timpul sarcinii. Doi, nu lucrăm cu greutăți deasupra capului, în stând în picioare, atunci când suntem însărcinați, da? Bun. Și trei, la fel, exerciții cardio foarte intense nu sunt recomandate. Deci, nu lucrăm abdomenul exagerat, intens, da? Nu lucrăm cu brațele deasupra capului. Cu greutăți deasupra capului, în stând în picioare. Și trei, ușor cu inimioara. Ușor cu inimioara. Cu pitpalacul. Da. Bun. Bun. O să trecem. O să trecem la exerciții, dar nu e bine, nu așa. Nu așa. Haide să trecem pe saltele. Păi, de acolo a început totul. Ei, ia stați. Hai să sunt în picioare. Haide. Vedeți că ele sunt perfect antrenate să fie victime. Au, au chestia asta în ele. Bănuiesc că li se montează femeilor la naștere. Iar ținutul de șale văd că e, îi stă atât de bine Flaviei. Hai mă, fiți un pic serioase. Hai mă, fiți serioase, că nu așa se întâmplă. Dar cum? Bun, fetele. Haideți, ne așezăm pe o parte. Da, cotul jos. Acolo, un picior întins lateral. Brațul lângă noi, da? Bun, ridicăm brațul, ridicăm și bazinul în același timp. Urcăm pe cot. Foarte bine. Și ușor revenim jos. Hai, și iar sus. Foarte bine. Ușor revin. Și sus. Acolo. Și ușor revin. Haide. Am sprijinul pe picior, am sprijinul pe cot. Foarte bine. Inspir și expir. Hai. Sus. Încă. Foarte bine. Hai. Sus. Inspir. Ușor expir jos. Hai. Sus. Foarte bine. Și. Hop. Ok. Și. Sus. Bun. Și ultima repetare. Hai. Sus. Bun. Hai să ne ridicăm. Și mergem acum la scaun de față și ați dat prima dată, da? Hai, Flav. Hai. 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 Pune ușor piciorul. Bun. Hai să ne așezăm pe scaune. Voi pe cele două și eu aici în față să mă vedeți foarte bine. Hai, stăm înșezând. Palmele, le așezăm pe scaune. Acolo. Hai, sus în picioare. Mă împing și în braț. Ușor merg înainte în fandare. Ușor revin și din nou mă așez pe scaun. Haide, sus. Foarte bine și la fel cu celălalt picior în față, da? Și din nou mă așez. Haide, și. Exact. Stau cu trunchiul drept atunci când merg înspre verticală cu trunchiul, da? După ce m-am ridicat de pe scaun, așez piciorul în față, flexez și revin. Haide. Inspir și expir. Și. Foarte bine. Mă așez pe scaun din nou, brațul jos. Dacă nu pot să mă ridic cu trunchiul pur și simplu de pe scaun, da? Mă împing în braț atunci la ridicare, da? Foarte bine. Și ușor revin. Haide, ultima repetare. Sus. Ok. Pășesc și revin. Bun. Și hai să mergem și la canapea. Știu că este locul unde majoritatea femeilor însărcinate își petrec cele 9 luni de zile. Bun. Haide. Hai, Flavia, te așez lângă mine. Roxana se așează pe cealaltă canapea. Hai, 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 un pic mai repede, că dacă o să-mi lucrați în ritmul ăsta, pe bune, dacă o să aveți vreo șansă în timp ce sunteți gravide. Nu, nu există. Haide, priza răsucită, apropii sus, mă las ușor pe spate, sus genunchi, ușor revin cu celălalt și ușor mă îndrept, brațele revin înapoi. Haide, sus, mă las ușor pe spate, sus genunchi, sus genunchi, foarte bine și ușor revin cu brațul. Haide. Sus, mă las ușor, sus genunchi, sus genunchi și ușor revin, inspir și expir, da? Haide, sus, sus genunchi, sus genunchi, foarte bine și ușor revin, haide, sus, sus genunchi, haide, și foarte bine, ușor revin, haide, țin abdomenul controlat, da? Ridic genunchi, ok, hai, 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 și sus, bun, haide, și mai vreau încă o repetare, și jos brațul, hai, sus, foarte bine, sus genunchi, sus genunchi. Bun, lăsăm greutățile jos. Da, le folosim pe post de greutăți. Hai din nou la scaune, fetele. Deci,
Nici, la, nici persoane de 70 de ani care vin la sală nu se mișcă așa. Credeți-mă. Haide, așez brațul pe scaun. Foarte bine. Gen, nu, nu, lasăm picioarele pe verticală, dar nu avem voie să stăm în poziție de flotare în timp ce suntem însărcinate, da? Ridic picior sus, ușor revin. Celălalt, ușor revin și ușor mă îndrept. Hai, Roxana, mă îndrept sus. Și iar, flexez ușor genunchii atunci când aplec trunchiul spre scaun, da? Sus, foarte bine, și ușor revin. Hai, și din nou. Hai, sus și ușor jos. Sus, foarte bine. Și mă îndrept, acolo, și ia. Țin ușor genunchii flexați când stau cu brațele pe scaun, da? Inspir și expir. Hai, fetelor, hai, și mă plec. Bun, încă, acolo, țin genunchii flexați, lucrez fesieri, da? Și ușor lombar, da? Atunci când ridic și aplec trunchiul spre scaun, da? Acolo, haide, și sus, ultima repetare, haide. Și jos, sus, sus, ușor revin și respir. Foarte bine. N-a fost rău. Pentru prima zi, n-a fost rău. Mai greu cu deplasarea, în schimb, exercițiile în sine, n-au fost rele. N-au fost rele, da. Doamnelor, mai mult domnilor, gravidanța nu este o boală, nu uitați chestia asta. Cele 9 luni nu trebuie excluse din calendar. Se poate face mișcare atât timp cât asculți de un specialist. Ați văzut că noi cu asta am început. Și da, este obligatoriu la 3 noaptea să vă duceți să cumpărați banane, pentru că dacă își dorește, își dorește! Să n-avem discuții după aia. Plus că e singurul vostru aport în cele 9 luni, vorbesc cu bărbați aici. Când va fi să iasă îi povestească micuțului ce pleacă de acasă la facultate, cum s-a chinuit cu el 9 luni și cum a fost, și el să spună: da, dar și am fost la 3 noapte, ți-au dat un kil de banane cu gust de piersici, că mai trimis că singura variantă. Ce face Florina? Acum mai fă o dată mișcarea asta, da? Nici o gravidă nu suportă, crede-mă pe cuvânt, okay. Mai ales din partea străinilor. Și dacă sunt superstițioase în perioada aia, că sunt superstițioase, dacă mai are și un neguț mic, doamna care vine să-ți spună: bă, vai de mine, ce circus. În general, lăudați bine? Burtica, dar nu mai puneți mâna pe burta altei femei, ca să vorba zic așa. Aia nu e vasilică, pune mâna pe vasilică. Oricum, eu mi-am dat seama, se zice că la nața se uită tot felul de ciudați și obsedați, așa este. Dar după ziua de astăzi trag o concluzie extremă. The kinkiness la neața a atins cote noi. Deci mai mult decât atât nu cred că există. Și știți la ce mă refer. Pe fetele vom lăsa gravid? Nu. Le vom lăsa îmbrăcate așa în gravide pentru încă ceva minute. De ce? Să se mai obișnuiască ochiul părinților cu ele așa. Frații, surorile, vă dați seama ce-o fi acasă acum la Ionesca. Haide! A scos domnul Ionescu vinul ăla bun? A pus pe masă, a chemat vecinii, o fi săracul la serviciu. Nu contează, bem la servici. La Flavia, soră sau frate, se dansează tontoroiu. E o nebunie, au ieșit pe scara blocului, au servit oamenii cu prăjituri. Au mai văzut o grasă, ca asta, balerina noastră, când era mică era grasă, dar nu grasă așa cu un scop, așa să rămâneți. Pe Florin îl găsiți ușor pe www.nedi.ro.